Bună ziua, dragi prieteni! Îmi promisesem ieri de un subiect pe care o să-l dezbat în video de astăzi. Știți bine că o capră trebuie înțărcată, v-am tot spus și eu, cu cel puțin 2 luni înainte de fătare, ca să aibă timp să se refacă ugerul, să se înțarce bine, iar înainte de fătare cu 3-4 săptămâni, 2 săptămâni, în funcție de exemplar, să formeze depunere. La cele 4 capre care au fătat de 2 ori în 6 luni, știți bine că n-a reușit să o înțarc decât pe Dora. Ea a fost înțărcată cu o lună bună înainte de fătare, cu mai mult de o lună, și a avut timp să facă depunere, să formeze depunere, iar când a fătat, ugerul a arătat așa cum este și acum, mare, plin de lapte, pentru că a format depunerea și a avut o lactație normală, de fătare normală, iar la celelalte 3, la Bela, la Bătrâna și la Stella, neputând să le înțarc, pentru că au fătat de 2 ori în 6 luni și vă dați seama, în iunie este în plină lactație. Neputând să le înțarc, le-am mulsă tot mai rar și în ultima săptămână înainte să fete, nu le-am mai murs. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat faptul că ele, în momentul în care au fătat, exact în acel moment erau și înțărcate. Iar s-a întâmplat următorul fenomen, ieduții au subt laptele care rămăsese în uger, după care ugerul a rămas gol, ele fiind înțărcate. Norocul cu Dora, că am avut lapte la ea și am aplicat ceilalți iezi, i-am pus să sugă, dar acum deja au început să pornească pe lactație și celelalte. Uitați-o pe Bela, că nu mai este subtă complet de cei 2 iezi, deci are o lactație din ce în ce mai bună. Ea va crește, dar nu va mai fi un boom de lactație ca și când ar făta la un an, dar își va recăpăta lactația dinainte de înțărcare. Ceea ce este super bine pentru cei 2 iezi. La fel și Stella. Stella a avut un uger mare. Înainte de fătare am văzut că începe să scadă ugerul, iar atunci normal a înțărcat. A fătat, a subt ieduțul. A doua zi ugerul era sec de lapte, dar pe ieduțul ei nu l-a mai pus la Dora, pentru că avea lapte cât să sugă el, pentru că era numai unul. Acum deja o țâță este subtă și una nu. Va suge și din cealaltă când va flămânzi. Și la fel și Stella își va recăpăta lactația. La fel și Bătrâna. Bătrâna este afară acum cu celelalte. Bătrâna având și ea doar un ied, nu este nicio problemă. Deci, m-a salvat Dora, salvatore de la patria, de aceea am spus, este bine să reușim să înțărcăm caprele înainte de fătare, dar la mine fătând de 2 ori în 6 luni, nu am mai reușit să fac acest lucru și dacă nu era Dora, erau probleme cu iezii, nu aveau ce să sugă. Problema asta a durat cam 2 zile, de aceea am explicat și domnului Flaviu Stol că Bela își pornește lactația după 2-3 zile, ea de obicei face lucrul ăsta, dar acum că a fătat de 2 ori în 6 luni și momentul fătării a coincis cu momentul înțărcării, nu cu momentul depunerii de uger. Deci normal fătarea trebuia să aibă loc
cel puțin peste o lună ca să reușească să depună uger. Dar e bine și așa, pentru că le revine lactația exact ca în video cu mătrul lui Mihai Filip, în care explica că putem să pornim lactația unei capre înțărcate, mulgând-o în fiecare zi, și ea va avea din ce în ce mai mult lapte, pentru că va fi stimulată din nou secreția de lapte. Eu nu trebuie să le mulg, educii stimulează și mai bine secreția de lapte și astfel putem continua. Și caprele cele trei în cauză vor fi pe lactație normală, iarăși. Acum sunt doar la început. Dar e bine pentru iezi că nici iezii nu sunt prea mari. De exemplu, și pe Dora trebuie să o mulg. Nu mai reușesc iezii să sugă tot. Iar celelalte trei, Bela, Bătrâna și Stella, vor crește lactația în concordanță cu creșterea iezilor. Deci cam ăsta a fost fenomenul ce l-am întâmpinat la cele patru capre fătate de două ori în 6 luni. V-am spus și ieri, nu este o problemă gravă, dar totuși a fost o problemă, iar dacă nu era Dora, care a avut o lactație normală de capră fătată, dacă nu era ea, posibil să fi avut mari probleme cu ceilalți iezi, pentru că nu mai aveau ce să sugă 2 zile până pornea lactația mamelor lor. Mulțumesc pentru vizionare, în rest totul este bine. Vă mulțumesc pentru părerile în legătură cu micuța. Sunt majoritatea absolută ca micuța să părăsească microferma într-o formă sau alta. Deci sunt de acord pentru cine vrea să vină să o ia. O dau la preț de ied. Să vină cu 500 de lei și poate să o ducă pe micuța acasă. Poate să aibă și lapte de la ea, eu dau cu tot cu gâtar. Iar dacă nu, o voi da la abator, unde voi lua vreo 13 lei pe kilogram, ea având undeva la 50 de kilograme, vor fi la 600-650 de lei. Nu este o sumă mare, dar chiar nu mai are rost să mai continuăm cu micuța, pentru că, cum au spus mulți urmăritori, strică și aspectul turmei și nu are nicio șansă să se dezvețe de obiceiul de a se suge singură. Oricum am pe Sofia iadă de anul ăsta de la ea, o să țin pe ea să văd cum se dezvoltă, cum se manifestă. Posibil să o țin și, dacă va fi o dezvoltare armonioasă, să o țin, să o și montez. Doar că mai am emoția să nu moștenească neteahna mamei sale, să nu se sugă și ea singură. Vedeți-o și pe Stella, dintr-o țâță este suptă, dintr-una nu. Iar acum începe să-și dea drumul și aia la lactație din nou. Mulțumesc de vizionare. O zi bună să aveți în continuare. La revedere!